După ce săptămâna trecută am asistat la cozi interminabile în benzinării, zilele acestea isteria s-a mutat în magazinele alimentare. Standurile de ulei au fost golite în câteva ore. Oamenii au cumpărat zeci de litri de ulei de frică a unei crize alimentare. Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a dat asigurări că țara noastră are stocuri de ulei până la noua recoltă, astfel încât să nu apară dezechilibre, precizând totodată că specialiștii monitorizează zilnic evoluția stocurilor. România în momentul de față nu se află în niciun astfel de risc de a apărea o criză alimentară sau să fim în risc de apariție a unor dezechilibre majore, pentru că producem suficient de multă hrană pentru necesarul de consum al populației în țara noastră. De altfel, și reprezentanții industriei de profil au subliniat acest lucru. Industria de procesare a semințelor din România deține stocuri suficiente de ulei și de semințe pentru a ajunge la nivel de lună august. Mai sunt puține cantități de cumpărat. Există stocuri vizibile în România de floarea soarelui, de semințe de floarea soarelui, care vor fi cumpărate, desigur, la prețurile pieței de astăzi, însă riscul de disponibilitate nu există. Totodată, asigurări a dat și reprezentantul singurei firme de procesare a uleiului din Olt. Firma din Șerbănești are contracte atât în țară cât și în străinătate, iar la această dată nu se pune problema unui blocaj. Mai mult, creșterea de preț poate fi accentuată și de cererea foarte mare, nu numai de conflictul militar din Ucraina. De la noi pleacă către procesatori, către alți procesatori, uleiul sub formă de ulei brut. Dar, din punctul meu de vedere, populația nu are de ce să se îngrijoreze momentan. La ora actuală, probabil că sunt, pentru cel puțin până în vară, asigurate cantitățile de ulei care urmează să se comercializeze în rețelele de retail. Probleme nu știu dacă sunt reale în momentul de față. E doar o presiune pe preț, din punctul meu de vedere. La ora actuală, cel puțin în România. Eu cred că sunt cantități suficiente de ulei pentru cel puțin până în vară. De la dumneavoastră când pleacă s-a modificat prețul? Da, sigur. Sunt contracte în execuție care sunt pe prețurile deja fixate la semnarea contractelor și contracte viitoare vor exista care se vor semna pe alte prețuri, pe prețurile pieței. Piața reglează prețul în funcție de cerere și de ofertă. La ora actuală e clar că e o cerere mare de ulei pentru că Ucraina lipsește din peisaj cu furnizarea de atât de materie primă cât și de produs finit și atunci automat și prețurile sunt în creștere. De asemenea, ministrul Agriculturii a explicat fenomenul creat odată cu stoparea exporturilor de ulei și alte cereale din Ucraina. Și Ucraina era una din țările mari exportatoare de ulei brut, pentru că în general ei nu exportau semințe de floarea soarelui, având o cotă de impozitare pentru exportul semințelor de floarea soarelui. Deci exportau ulei brut. De partea cealaltă, fabricarea și procesarea semințelor de floarea soarelui, în general se asigură din stocurile interne. Evident, prețurile începuseră să crească la materie primă și ne referim la floarea soarelui înainte de apariția acestui conflict armat în Ucraina din cauza faptului că în alte continente se preconiza secetă și la orice factor de risc bursele reacționează și influențează prețul. De partea cealaltă, în comerțul cu produse agroalimentare, așa cum v-am spus, intervin foarte mulți factori care pot determina prețul. De aceea, încă o dată reiterez, nu mergeți în zona unor păreri exprimate public a unor persoane că va crește la nu știu ce nivel prețul, că va scădea la nu știu ce nivel prețul, dacă ele nu sunt fundamentate și evident că nu pot fi fundamentate decât cu toți actorii la masă. Potrivit Ministerului Agriculturii, România este cel mai mare producător de floarea soarelui din Uniunea Europeană, iar țara noastră are fabrici de procesare care să susțină consumul național.